În acest video vă voi prezenta cum facem o simplă măsurare cu analizorul de spectru și totodată veți descoperi câțiva parametri importanți ai analizorului de spectru. Vom învăța aceste Center și Span, Reference Level, Resolution Bandwidth, Video Bandwidth. Aceste setări se găsesc pe toate analizoarele de spectru și trebuiesc definite când efectuăm o măsurare. Pe generatorul de semnal am setat un semnal sinusoidal cu o frecvență de 10 MHz și o amplitudine de 1 volt. Acum, dacă doresc să măsor spectrul acestui semnal, trebuie să specific analizorului ce domeniu de frecvență sunt interesat. Cu alte cuvinte, trebuie să-i spun analizorului, e domnul analizor, vreau să măsor de la o frecvență X până la o frecvență Y. Gândiți-vă ca la un aparat de radio cu gama FM, aparatul recepționează postul de radio între 88 și 108 MHz. Așa facem și aici. Îi specificăm analizorului că vreau să măsor, de exemplu, între 5 MHz și 20 MHz. Asta o putem face dacă apăsăm butonul frecvență, apoi start și definim frecvența de start, adică 5 MHz. Apoi frecvența de stop și definim 20 MHz. O altă metodă este prin definirea frecvenței de mijloc și a unui span. De exemplu, specific frecvența de mijloc de 10 MHz și o să avem semnalul nostru în mijlocul ecranului, iar cu butonul span pot defini lungimea ecranului. De exemplu, pentru gama de la 5 MHz la 20 MHz am specificat un span de 15 MHz. Dacă am specificat frecvența de mijloc, pot folosi span și pot reduce sau pot face un zoom in sau zoom out și așa cresc acest span. Al doilea pas este definirea unui reference level. Reference level este setat la partea de sus a ecranului și reprezintă puterea maximă așteptată la intrarea analizorului de spectru. Trebuie să modificăm level reference încât semnalul nostru să fie sub acest nivel. Aceasta nu trebuie să fie nici prea sus, nici prea jos. Deci trebuie să îl reglăm în așa fel încât să vedem corect acest semnal. Reference level este foarte critic și poate afecta măsurarea dacă nu este definit corect. Reference level, sau probabil pe român în nivel de referință, dacă este setat prea jos, afectează valorile măsurate deoarece reference level influ influențează calibrarea aparatului. În spatele mufei de intrare avem circuite active, cum ar fi mixer sau amplificator. Dacă nivelul este prea mare, aceste circuite vor fi determinate să distorsioneze și, bineînțeles, duc la măsurări eronate. Pentru a preveni această problemă la intrare, este incorporat un atenuator între mufa de intrare și circuitele sensibile. Deci, când reglăm reference level, valoarea reglată este folosită pentru definirea atenuării la intrare și câștigul amplificatorului să nu fie foarte solicitat sau supra solicitat atenuatorul poate fi setat și individual, dar despre asta o să facem o lecție separată următoarea setare este Resolution Bandwidth sau probabil pe română lățimea benzii de rezoluție și aici este foarte importantă această setare și bineînțeles este, este foarte complex mecanismul din, din spate o să simplific, dar aici o să facem mai multe video Majoritatea analizoarelor folosesc principiul heterodinei pentru a măsura spectrul prin scanarea spanului setat. În limba engleză se folosește termenul sweeping span. Gândiți-vă la resolution bandwidth ca la o fereastră care se deplasează pe lungimea spanului setat și măsoară în timp ce se deplasează. În realitate, această fereastră nu se mișcă și nu are această formă spectrul trece prin această fereastră. Dar pentru simplificare, gândiți-vă ca la un dispozitiv care scanează spanul setat pe analizor de la stânga la dreapta. E bine, alegerea Resolution Bandwidth este foarte critică pentru măsurarea ce dorim să o efectuăm, deoarece putem determina analizorul să separă semnale cu frecvențe apropiate, să separe semnale cu frecvențe apropiate. De exemplu, dacă avem două semnale apropiate, le putem separa numai dacă resolution bandwidth este mai mică ca distanța dintre aceste semnale. Dacă folosim o rezoluție mare, semnalul nu mai este separat. Semnalele nu mai sunt separate și apare ca un singur semnal. Asta o să vedem în detaliu când vom efectua măsurări practice. Este foarte important acest aspect. Un alt aspect important legat de resolution bandwidth este zgomotul. Cu alte cuvinte, Resolution Bandwidth afectează zgomotul sau cunoscut ca DANL, Display Average Noise Level. Linia de zgomot se ridică în funcție de Resolution Bandwidth. De exemplu, la un Resolution Bandwidth de 3 MHz poate fi la minus 73 dBm, la 300 de kHz poate fi minus 83, la 30 de kHz minus 93, la 3 kHz poate fi minus 104 dBm cu cât reducem resolution bandwidth și acest noise floor se reduce. O rezoluție mică aduce o separare mai bună a semnalului și scomod mai mic, dar în practică nu putem folosi mereu o rezoluție mică. Resolution bandwidth este ca un filtru, iar acest filtru are nevoie de timp pentru a scana spanul și a livra un rezultat. Asta înseamnă că Resolution Bandwidth afectează timpul de scanare, sweeping time, datorită faptului că filtrele de, în altă frecvență sunt circuite cu bandă limitată care necesită un timp pentru încărcare-descărcare. Dacă acest sweeping este prea rapid, atunci pot fi cauzate erori de amplitudine și erori de frecvență. Analizoarele de spectru moderne își reglează sweep time automat în funcție de resolution bandwidth selectat și span. Deci când ai pus pe resolution bandwidth și în funcție de ce span este setat pe analizor, analizorul știe exact cam ce uh, sweep time să, să își regleze. Deci nu trebuie neapărat să ne facem griji cum este selectat. Aparatul își va lua cât timp are nevoie. Dar putem seta și individual dacă este nevoie. Sweep time pe română, dacă nu mă înșel, se numește baleaj. Un alt parametru este video bandwidth, prescurtat VBW. Video bandwidth este folosit pentru a diminua efectul zgomotului asupra semnalelor. Pentru a înțelege aceste video banduri, mai întâi uh, voi explica ce, ce vreau să zică cu, cu video aici, semnal video. De exemplu, semnalul pe analizor este caracterizat de putere și frecvență. Se spune că semnalul are o anvelopă, iar această anvelopă este numit semnal video. Se numește video deoarece pe vremuri un astfel de semnal s-a aplicat tubului catodic pentru a reprezenta un semnal pe ecran în analizoarele moderne, video bandwidth este un fel de filtru cu frecvența de tăiere variabilă. Video bandwidth influențează numai cum este prezentat semnalul, deci nu trebuie să confundăm cu resolution bandwidth. Resolution bandwidth este cu totul altceva, la, iar video bandwidth are legătură doar cum este prezentat semnalul pe ecran. De exemplu, aici puteți vedea efectul video bandwidth. La 200 de kHz, putem observa semnalul că este acoperit cu zgomot. Da? Iar dacă dorim să reducem zgomotul, să dăm video bandwidth la o valoare mai mică. Și dacă facem o valoare și mai mică, aproape că vedem doar o linie. Într-un alt video o să facem măsurări de radiații de înaltă frecvență și atunci o să vedeți cât de importantă este această setare. E bine, atât a fost pentru acest video. Ați văzut cum trebuie setat spanul, reference level, resolution bandwidth, video bandwidth și așa mai departe. Am făcut o prezentare pe scurt, dar voi face alte lecții unde ne vom întoarce la câțiva dintre acești parametri și vă voi mai explica câteva detalii importante. Ne auzim în următoarea lecție. Ciao.